19 consilieri au fost prezenți la ședința festivă de Consiliu Local desfășurată vineri la un restaurant din Roman. Înainte de a supune aprobării cele 15 proiecte de hotărâri aflate pe ordinea de zi, consilierii locali au primit colindători. Consilierii au aprobat alocarea din bugetul municipiului a 2,8 milioane de lei pentru susținerea activității din 2016 a HCM Roman, respectiv alocarea a 600 de mii de lei pentru susținerea în 2016 a echipei SCM Petrotub. Comisia pentru Buget Finanțe. Avizul este favorabil cu un amendament. La articolul 2 din hotărâre, suma aprobată este 500 de mii. Da? Comisia pentru Cultură. Favorabil. Comisia juridică? Aveți favorabil. Discuții, dacă sunt? Nu particip la vot. Domnul Benchea nu participă la vot? Nicio. Și domnul Micu. Supunem la vot cine este pentru cu amendamentul făcut? Împotrivă, abțineri. Mulțumim. Unanimitate. Încă 2,7 milioane de lei din bugetul local vor fi cheltuite în 2016 pentru reabilitarea și modernizarea corpului B al Colegiului Național Roman Vodă. Deci este vorba despre proiectul european de la Colegiul Național Roman Vodă, corpul B, care, după cum știți, a avut o întârziere de 5 luni de zile datorită terenului macroporos și excesiv în umidificare, care a fost tratat prin electrosilicalizare. Altfel, clădirea deja fracturată ar fi putut intra în pericol și vă spun acum efectiv rezultatul final, pentru că suntem în măsura în care ne bucurăm că s-a rezolvat această problemă, era în pericol de prăbușire. Am reușit să salvăm această clădire, monument. De-abia în momentul de față, adică la începutul săptămânii, am primit această veste bună. De asta nici nu v-am anunțat până acum, pentru că am fost cu toții așa într-un stres foarte mare până am așteptat partea de consolidare a terenului. Acest lucru s-a întâmplat. Toate aceste lucrări de proiectare, construcție, evaluare, testare, laboratoarele Facultății de Construcții din Iași cu profesorul universitar care s-a ocupat de acest lucru, au durat această perioadă. Au fost 3 propuneri de rezolvare. Primele 2 s-au dovedit eșec. Testările în laboratoarele Facultății de Construcții au dovedit că nu duc la soluția pe care noi ne-o doream, la fel și proiectantul și constructorul. A treia soluție a fost cea câștigătoare. S-a finalizat partea de consolidare. Mergem mai departe și sperăm până la începutul lunii iunie să finalizăm această clădire. Voi discuta cu doamna directoare apoi în particular modul în care vom și asigura organizarea pentru începutul de an 2016-2017, când copiii dorim să înceapă acolo școala. Sportivii secției de lupte libere din cadrul Clubului Atletic Roman vor primi un cadou nesperat. 7.700 de lei au fost alocați pentru achiziționarea a 11 echipamente de concurs destinate acestora. Comisia de Cultură. Aviz favorabil. Mulțumim. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții, dacă sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim. Consilierii au aprobat înființarea prin reorganizarea Direcției de Sport, Turism și Agrement din cadrul primăriei a Clubului Sportiv Municipal Roman. Consilierii locali Bogdan Andrieș și Ilie Boloca vor face parte din Consiliul de Administrație. Proiect privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman. Comisia pentru Administrație Publică. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții, dacă sunt? Facem propuneri pentru Consiliul de Administrație, domnul Boloca Ilie și domnul Andrieș Bogdan. În Consiliul de Administrație al direcției da, pe care o vom ființa în subordinea primăriei, adică în sistemul în care funcționează acum piața. Da. Ca să spunem clar, această direcție va conține partea de divertisment, picnic, strand, un serviciu și
de desfășurare a activităților sportive, al doilea serviciu. Este o direcție cu două servicii. La final, primarul le-a mulțumit consilierilor locali pentru colaborare, apoi a cinstit împreună cu aceștia un pahar de șampanie în cadrul unei mese festive.